Mă vedeți machiată? Deja când o să apară videoclipul acesta, deja voi ați văzut ce am făcut aici. Ok, e frumos, îmi place machiajul, trebuia să ridic mai sus, încerc să lucrez la tehnica asta, dar nu vorbim despre machiaj astăzi. Astăzi vorbim despre o apă micelară și lumina mea e extrem de... Este o apă micelară de la Avon, Nutri Effect și... Este pentru toate tipurile de ten, cu ceva complex, activ, seed, nu știu ce, așa. Dacă dai și focus, așa. Așa că, eu, hop, așa, eu mi-am lăsat machiajul, am rimel, tuș făcut cu far, am fața încărcată, da, se poate observa. Și eu o să iau câteva dischete să vedem dacă funcționează. Eu am mai folosit-o mai mult pe, pe rimel și pe creion, nu pe un machiaj complet, dar vreau să vă arăt și vouă, dacă sunteți interesați să vă luați această apă micelară, dacă într-adevăr funcționează pe un machiaj complet, foarte pigmentat, dacă într-adevăr funcționează apa micelară aceasta de la Avon, așa că... Am udat dischetele și hai să-i dăm bătaie. Este, să vedem ce rămâne. Oh, nu mă așteptam, ia uitați. S-a luat foarte bine, binișor, culoarea. Nu mă așteptam să fie extraordinară, pentru că mie îmi plac produsele Avon, îmi plac cele care funcționează, deci să ne înțelegem. Și acum, aici este și încă este. Deci este o apă micelară, ok, nu își face treaba în totalitate, adică să spun că gata, mi-a șters tot machiajul din prima, doar am pus și e pielea curată, nu, nici vorbă. Dar este bunicică, îmi place, ia machiajul. Și cel mai important este că nu mă ustură fața, nu-mi irită ochii, deci asta e cel mai important, că nu are efecte din acestea. Și o să curăț foarte bine ochiul de rimel, de creion, de ce am mai folosit eu. Ok, mi-am dat și în ochi. Tot timpul îmi bag câte ceva în ochi. Iar acest video este făcut... special pentru ea, ca să vedeți dacă funcționează. Îmi place să fac acest gen de videoclipuri în care testez alături de voi și vedeți și voi exact cum funcționează un produs, dacă funcționează, dacă își merită banii. E bunicel, aș spune eu. Nu este ca o apă micelară din aia Garnier, care e mult mai, mai bună. Acum o să trec și la... la față, nu am un fond de ten, am o pudră matifiantă, dar îmi place, ia uitați, de curățat, curățat, nu am ce să-i spun, de faza e că trebuie să insiști, asta este tehnica la ea, să zicem așa, trebuie să insiști de mai multe ori ca să îți curețe în totalitate machiajul. De la două aplicări, a spune două aplicări sau trei, mă refer în zona ochilor unde este un machiaj mai persistent, așa, adică mai colorat. Vă dați seama că dacă o să folosiți, o să vă machiați cu ceva foarte simplu decât o culoare două și nu e foarte pigmentat, se ia mult mai repede. Dar mie îmi place această... această apă micelară își face treaba și vreau să vă spun că o să mai urmeze încă un video sau cred că două în care tot așa testez un gel de curățare de la Vichy și crema după și încă o cremă de la Avon pe care nici nu am desfăcut-o pentru că vreau să le termin pe acelea și o să vină videoclip și despre ele. Deci apa aceasta funcționează, mie îmi place. Vreau să-mi spuneți în comentarii dacă voi ați folosit-o, dacă v-a plăcut, dacă v-a ajutat. Iar noi ne vedem data viitoare. Deci, fața mea
Arată curat. Este curată, deci da, pot spune că îmi place. Acum o să mă duc să îmi curăț fața cu un gel de curățare, o cremă hidratantă și puhu! Ok, dragilor, sper că v-a plăcut acest videoclip și noi ne vedem data viitoare. V-am țucat! Pa, pa!